departe dorim să creăm un rând studenților o atitudine asată pe networking și schimb de idei. O atitudine care, în momentul de față, simțim că lipsește puțin în rândul studenților și atitudinilor. Dorim ca ei să înceapă să discute despre ideile lor, să le împartă cu ceilalți și, de ce nu, chiar să ajungă să le pună în practică. La ce premise am pornit? Odată, potențialul tehnologic foarte mare al cursului, atât al studenților și al tinerilor, cât și al companiilor educate în domeniul acesta din Cluj-Napoca. Toți cunoaștem că este un domeniu foarte dezvoltat, dar de cele mai multe ori este axat pe partea de servicii și prea puțin pe partea de creare de produse. El academic, mediul privat și studenții. Considerăm că împreună acești actori pot să încurajeze în rândul tinerilor un spirit inovativ și creativ, astfel încât treptat peste câțiva ani ei să reușească, sau tinerii în general să reușească să fie axat pe crearea de produse și de inovare. Experiența prin care a trecut și ce i-a ajutat în această carieră, dacă să spunem așa, iar în partea a doua zi va avea loc o dezbatere cu tema Education is a Launchpad, prin care încercăm să descoperim împreună cu reprezentanți din partea mediului academic al companiilor și din partea studenților și a tinerilor modalități prin care să încurajăm inovația și creativitatea în studenților. Le dorim tare mult ca studenții să înțeleagă că un proiect care el gândește în facultate sau realizează pentru facultate poate fi foarte ușor transformat într-un produs viabil care să desfinăm de proiect și o parte de ce nu este inițiator. Să sprijinim astfel de inițiativ. Este foarte important, din punctul nostru de vedere, că la un astfel de eveniment participă cei trei actori importanți care vor să aducă schimbarea pe ce vorbim de studenți, de universitate și companii. Până la urmă și Uniunea Europeană are o strategie pe partea asta, mă și pe altul, în plan bugetar 2014-2020, care trebuie și de asta îmi încurajez pe toată lumea și de asta apreciez proiectul Colegiului Meu,
5 ani de zile, 4-5 ani de zile, îți poți permite să pui 3-4 idei în aplicare și să vezi din ele. Cam asta ar fi de plan. Vă așteptăm la reveniment. În momentul de față sunt foarte puține proiecte de acest gen și mai puține care să se adreseze studenților și tinerilor. Iar noi considerăm că dacă vrem să schimbăm ceva în Cluj, trebuie să o facem pe termen lung. Și ca să o facem pe termen lung, trebuie să începem din studenții, așa considerăm noi. Bine, putem să mergem și mai jos, de exemplu, în liceu și așa mai departe, dar în principiu trebuie să începem din educație. Pentru că, cum spune și tema discuției care o să avem în cadrul evenimentului, education sau launchpad, educația este rampa noastră de lansare până la urmă. Pentru că toți de acolo pornim. Și este foarte importantă informarea noastră ca și adulți și începem și în cariera noastră. În domeniul nostru, în ITNC, în Cluj, majoritatea firmelor, până la urmă despre asta vorbim, sunt în domeniul serviciilor. Cu servicii nu prea pot crea valoare pe termen lung. Evident, sunt firme foarte bune pe anumite nișe, dar pe industrie nu generez prea multă valoare. Trebuie să ne orientăm încet spre produse, spre industrie. Și chestia asta lipsește. Și în viață știu pentru că sunt și eu am văzut foarte greu de găsit un product manager și alte chestii care să aibă experiență și să înțeleagă să poată să urmărească care este comportamentul clientului și să înțeleagă care sunt nevoile și să ofere servicii produse pentru acele nevoi. La nivel național și la nivel european și majul rândul tinerilor în ultimii ani a atins foarte alarmant. De aceea și prioritatea Uniunii Europene este de a încuraja astfel de inițiativă. Ca să avem locul de muncă pentru tineri, normal trebuie să fie noi start-up, noi proiecte în care să fim implicați. De ce în IT? Pentru că IT-ul este acum un domeniu care funcționează, în care se pot face o grămadă de chestii noi. De viitor poate să fie și alte domenii în care se poate investi sau să face alt fel de proiecte. Studenții au 2008 și l-am pornit din camera de cămin. Am ales doi colegi de balier, să zic așa, care pur și simplu m-au ajutat la proiecte să le fac, să le pune pe roate. Și încet, încet, prin recomandări, am ajuns să folosim un pic sala de lectură, să zic așa, să lucrăm și după aia, ulterior, după ce am ieșit din facultate, practic în camera care era închiriată pentru noi, ne trezeam dimineața și lucram la masă. După care am avut ocazia să angajez o persoană tehnică chiar foarte bună și, cel mai important, o persoană pe vârstă. În momentul respectiv, lucrurile au început să se miște mai bine. Despre ce proiect era vorba? Despre proiectul Baran Solution. Nu apare acolo, este încă Baran Solution. Este o firmă de software care și acum funcționează, este în piața Cipariu, pe vânt. În restul, o lecție foarte importantă este să încerci să tot timpul să te aduni oameni mai buni ca și tine pe anumită specialitate. De genul, dacă tu ești tehnic și nu știi vânzări, încearcă să prinzi un coleg care are un creier spre rapide sau spre grafică sau, în fine, ce îți lipsește ție. Nu încerca să conduci cu totul, că tu știi cel mai bine. La întrebările, Zonga nu mai are totul. Așa. Scobler ar fi, ei sunt un pic din străinătate venit, dar tot din start-up. Așa. Și mai sunt o serie de start-up-uri care acum încep și au potențial. Au primit finanțare din străinătate pentru a pune în practică idei. Dar o chestie importantă legată de start-up-uri, că nu neapărat de ea contează, ci execuția. De cele mai multe ori, cum zicea colegul meu, că îi frică la oameni să spună ideea. O să spui la oricine că dacă nu știe cum să execute și dacă nu are echipa necesară, nu o să rezolve. Multă lume spune să hai să facem proiecte antreprenoriale.
general, până când colegii mei efectiv s-au zis hai să ne apucăm și să ajutăm studenții. Nu e o idee nouă, e o implementare bună și care ajunge să fie pusă în practică. Cea mai costisitoare chestie a fost undeva la vreo 15 milioane care am adunat în timp, care au fost... Mai mult alocați, nu? Da. Care am folosit-o ca să... Primul proiect era un site de anunțuri pentru mașini autoservicii. Și am folosit ca să putem să angajăm mai multe fete care să merge cu câmpul auto să adună poze. Dar ideea e că un an de zile am strâns banii respectivi ca să putem efectiv să rămânem acolo, să le punem în acolo. Și câte persoane vor fi implicate în primul proiect? Trei. A zis că e bine să încerc ca să poți să dai greș și să vezi să mergi mai departe. De exemplu, prima chestie ce am văzut din primul proiect a fost o greșeală mare care se întâmplă, e că nu mai arunci funcționalitate. Te gândești la tot felul de idei, la arunci funcționalitate în produs, dău în loc să te gândești cum distribui acel produs. Și aia a fost care am lecția care am învățat-o, că distribuția bate liniștit funcționalitatea. Că dacă ești în mâna, ești aproape de client și poți un alt ușor, ești ușor accesibil, poți să ai câtă funcționalitate vrei o să fie, dacă îți faci chestia. Cobler care a intrat pe piață din România acum 10 ani, cel, și le merge chiar foarte bine. Ei sunt printre singurele firme din Cluj care creează un produs, sau produs propriu, deci nu dezvoltă servicii de proprietate. Deci la modul general, deci nu doar locale. La modul general, da. Și avem colegi care lucrează la... Cele de navigare pe... Cele de programele de navigare? Da, îți folosește de programele de navigare, dar... la puțin detalii, știu că sunt folosite mai multe aplicații. Pornind de la sisteme de navigație până la